Bună ziua! Vă mulțumesc mult că sunteți aici. Am avut o ședință de guvern astăzi în care am adoptat o ordonanță de urgență importantă. Ordonanță de urgență care va merge către Consiliul Legislativ și va fi publicată cât de curând. În ordonanța de urgență stabilim un lucru extrem de important și anume felul în care vor fi remunerați cei care vor vaccina populația României în următoarele luni. Astfel, cei care vor fi în centrele de vaccinare și nu vor fi detașați sau delegați, deci cei care muncesc practic în afara programului, și aș vrea să subliniez lucrul ăsta, cei care muncesc în afara programului de lucru, vor fi remunerați cu o sumă de 90 de lei pe oră, dacă este vorba de medici, cu o sumă de 45 de lei pe oră, dacă e vorba de asistenți medicali, și cu o sumă de 20 de lei pe oră, dacă este vorba de registratori. Vorbim de sume brute. Lucrul acesta a fost stabilit prin această ordonanță de urgență, pe care, așa cum spun, în cel mai scurt timp, o veți găsi în monitorul oficial. Dincolo de asta, și înainte să trec mai departe, aș vrea să spun cât de mare nevoie o să avem în perioada următoare de toți acești oameni care se vor înscrie pentru a vaccina populația, fie că vorbim de medici, de asistenți, de registratori, sunt oameni care, de munca cărora va depinde felul în care depășim această perioadă cruntă în care suntem deja de ceva timp. Mai departe, am stabilit o formă de remunerare a celor mai importanți vectori de comunicare și de convingere a românilor în perioada următoare, și anume medicii de familie. Ne bazăm pe medicii de familie să vorbească cu oamenii, să informeze, să le stea la dispoziție pentru orice informație au nevoie, pentru că cea mai bună informație despre un produs medical, așa cum este vaccinul, o iei de la un medic, nu neapărat de la un politician sau de la cineva care vorbește într-o seară sau într-o dimineață la televizor, ci de la un medic, ideal de la medicul pe care îl cunoști, ideal de la medicul tău de familie. Medicii de familie sunt esențiali în această perioadă și sunt esențiali întotdeauna și sistemul de sănătate trebuie să le acorde importanța pe care o au, pe care o are de altfel medicina primară peste tot în lume. Doar așa un sistem de sănătate poate deveni cu adevărat sustenabil. Pentru perioada următoare ne bazăm pe medicii de familie să informeze, dar mai mult decât atât, să programeze în platforma de programare pacienții pe care i-au pe listă, și mai mult decât atât să se asigure că ei vin la vaccinare și că le stau la dispoziție și după vaccinare, pentru orice reacții adverse, pentru orice nevoie de informare, de informații ar avea nevoie. În perioada următoare, medicii de familie vor fi de asemenea remunerați pentru această muncă suplimentară, și subliniez, e o muncă suplimentară, pentru că am văzut în spațiu public că s-a vorbit despre bonusuri, nu e vorba despre niciun bonus, este vorba despre o plată suplimentară pentru o muncă suplimentară. Și repet, vorbim de programare, vorbim de informare și vorbim de monitorizarea pacienților din lista de pacienți. Această plată despre care vorbesc va fi de 30 de lei pentru fiecare pacient, pentru acest serviciu, acolo unde medicul de familie îl programează pe pacient, acolo unde pacientul merge și se vaccinează și acolo unde toate lucrurile merg în regulă, se petrec în regulă. Mai departe, atunci când din lista totală de pacienți eligibili pentru vaccinare, când se trece de 50% din acea listă, noi considerăm că acesta este un efort, este și ca rezultat al unui efort masiv de informare, efort preluat de medicul de familie, și atunci plata se face cu 50 de lei per pacient care este, repet, informat, programat, merge la vaccinare și monitorizat. Respectiv, peste 60% din lista persoanelor eligibile, vorbim despre 60 de lei. Deci este o
o schemă progresivă care să asigure medicii de familie că pentru această muncă care este atât de importantă în perioada următoare vor fi și remunerați așa cum se cuvine. Acestea sunt două din punctele din ordonanța de urgență de astăzi și aș spune cele mai importante. Au aplicabilitate practică și de mâine, ne bazăm pe oamenii care vor veni alături de cei care sunt deja în centrele de vaccinare, alături de Comitetul Național de Coordonare a Activității de Vaccinare și alături de toți ceilalți care sunt implicați. Ne bazăm pe ei și, cum spuneam, pe medicii de familie. Președintele a anunțat ieri că de la începutul lunii februarie, de pe 8 februarie, vor fi deschise școlile. Vor fi deschise școlile, sigur, în anumite condiții, în anumite condiții de siguranță și în anumite condiții epidemiologice. Mai precis, dacă trendul rămâne același pe care îl vedem astăzi, respectiv dacă lucrurile chiar se îmbunătățesc. Nu e o garanție, dar este o promisiune. E o promisiune că dacă evoluția ne permite, evoluția lucrurilor ne permite lucrul acesta, atunci e un obiectiv pentru acest guvern să redeschidă școlile. Nu o vom face fără măsuri de precauție și între măsurile de precauție vor fi următoarele. Vaccinarea personalului din învățământ, vaccinarea învățătorilor, vaccinarea profesorilor, tot personalul din învățământ este în etapa a doua de vaccinare, etapă deschisă astăzi. Al doilea lucru, a doua măsură pe care o luăm, este testarea tuturor persoanelor simptomatice și a tuturor persoanelor care sunt definite care sunt contacții ai celor identificați pozitiv cu COVID-19. Cu alte cuvinte, dacă cineva apare într-o anchetă epidemiologică și intră în contact cu altcineva din școală sau lucrează în acea școală, va fi imediat testat. Va fi testat cu teste antigen, fie că este copil, fie că este adult. De asemenea, dacă oricine are simptome, va fi testat. Dacă un copil dintr-o clasă este depistat pozitiv, atunci toți copiii vor fi testați. Vom avea de asemenea, și se lucrează în Ministerul Sănătății, colegii mei chiar acum și peste weekend vor lucra la un ghid de bune practici. Un ghid de bune practici pentru școli, un ghid de bune practici care să ne asigure că cele mai bune măsuri sunt luate încă de pe acum pentru începerea școlii de pe 8 februarie. Și sigur, toate celelalte măsuri care au fost luate înainte în școli vor fi acum și mai strict supravegheate și încurajate de către autoritățile publice centrale și locale. Vorbesc de decalarea programului școlar pentru asigurarea distanțării, vorbesc despre, sigur, despre purtarea corectă a măștii, vorbesc despre igiena mâinilor și așa mai departe. Acestea sunt două puncte esențiale despre care voiam să vorbesc astăzi și acesta este drumul pe care mergem mai departe. Un ultim punct este hotărârea de guvern de modificare a strategiei naționale de vaccinare a României. Va intra în ședință pe agenda guvernului săptămâna viitoare și pot să vă spun că vor fi anumite modificări. Pot să vă spun de pe acum că în etapa a doua de vaccinare vor intra persoane vulnerabile, precum oamenii fără adăpost, precum persoanele cu handicap, la fel și cei care trăiesc sub același acoperiș și cei care îi îngrijesc. Acestea sunt două categorii de persoane pe care vă asigur că le vom include în etapa a doua din strategia de vaccinare, cu alte cuvinte, oameni care vor avea acces imediat la vaccinare. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Bună seara, Alina Soroceanu, Antena 3. Dacă ne puteți spune, în această a doua etapă de vaccinare, dacă vor fi incluse și personalul navigant sau persoanele care lucrează în supermarketuri și bănci, pentru că au existat informații în aceste zile că și aceste categorii vor fi introduse pe listă. Vorbim în această a doua etapă de trei categorii.
vorbim despre persoane vârstnice, vorbim despre persoane cu, cu comorbidități, persoane cu boli, cu boli cronice și vorbim despre, de asemenea despre personal esențial. Este o discuție și nu vă ascund că am primit multe scrisori în aceste zile. Foarte multe categorii profesionale argumentează că munca lor este esențială. Și este, cu siguranță, în multe feluri, dar trebuie să existe o limitare. Trebuie să existe o limitare pentru că avem nevoie să ne vaccinăm bunicii și avem nevoie să-i vaccinăm pe cei cu boli cronice. Cu alte cuvinte, avem nevoie să-i vaccinăm în primul rând pe cei mai vulnerabili dintre noi. Dacă vom vaccina bancherii, vom vaccina în același timp pe cei care vând în piețe. Vom vaccina în același timp frizerii. Pentru că din punctul nostru de vedere, cel puțin din punct de vedere medical, intră în aceeași categorie. Dacă vom vaccina militarii care pleacă peste graniță, da, vom avea în vedere și alte categorii care pleacă peste graniță și care sunt, și care nu pot altfel și care sunt supuși riscului. Dar trebuie să limităm accesul la vaccinare al persoanelor care lucrează în structuri esențiale, fără de care statul nu poate funcționa. Asta este filozofia din etapa a doua și de filozofia asta o să încercăm să ne ținem. Și încă o întrebare, spuneți-mi cum vedeți faptul că platforma care permite programarea pentru vaccinare a fost blocată astăzi mai bine de o oră și dacă se iau măsuri pentru că această situație să nu se repete, pentru că sunt foarte mulți români care se vor vaccina în această etapă. Evident, sunt multe încă de recuperat în legătură cu felul în care funcționează platforma în momentul ăsta. Am văzut și eu mai devreme câteva imagini. Știu că sunt câteva zile și nopți de când colegii de la STS lucrează în continuu pentru a adapta și pentru a pregăti această platformă. Este regretabil că în acest moment nu funcționează optim, dar în momentul acesta se lucrează ca lucrurile să meargă din nou așa cum se cuvine. Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. Aș vrea să vă întreb în primul rând dacă va exista un număr de ore maxim pe care îl poate lucra o persoană în centrele de vaccinare. Dacă va exista poate 8-10 până la câte ore poate lucra acolo. Da, cu siguranță. Vom respecta normele legale în vigoare. Și de asemenea, voiam să vă întreb despre testele antigen pe care urmează să le folosiți în școli. De unde vor veni banii pentru cumpărarea acestor teste și dacă ați făcut un impact, ați ajuns la un impact bugetar, cam cât ar costa acestea? Până în acest moment au venit teste antigen din diverse surse. O parte au fost achiziționate, cred că prin ONAC, de către DSU. Au fost, dacă nu greșesc, vreo 3 milioane care au fost transmise în țară către UPU, apoi către ambulanțe și către spitale. Au fost de asemenea din partea Ministerului Sănătății, dacă nu greșesc, undeva la 400-450.000 de teste care au fost achiziționate de către minister și transmise în țară. Există diverse posibilități aici. În principiu, cred că este în interesul tuturor să învingem această pandemie. Și credința mea este că în momentul acesta, în următoarele luni, avem pe de o parte vaccinul și pe de altă parte avem măsurile de igienă și distanțare, dar și testarea. Testarea ne ajută să separăm apele, testarea ne ajută să ne protejăm. Ce încerc să spun cu asta este că mă aștept de la orice autoritate publică locală sau centrală, responsabilă, care poate să ajute și să ajute inclusiv prin achiziționarea de teste, inclusiv prin testare la fiecare nivel, să facă acest lucru. Și vă asigur că Ministerul Sănătății, în măsura resurselor disponibile, va face acest lucru de asemenea. Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Aseară spuneați la o emisiune televizată că vă așteptați să fie multe persoane care se vaccinează în etapa 2. În aceste condiții, dacă vom avea resursele necesare, vorbim de vaccin, luați în calcul să fie vaccinarea și noaptea, cum se întâmplă, de exemplu, în Israel?
În acest moment nu se pune problema. În acest moment, principala problemă este disponibilitatea vaccinului. Dacă lucrurile se vor schimba în mod fundamental și vom avea foarte mult vaccin disponibil, evident că interesul nostru, și nu vorbesc aici despre un interes politic sau interesul Ministerului Sănătății ca entitate, ci interesul nostru ca națiune, este să vaccinăm cât mai repede, cât mai mulți oameni. Este esențial să facem acest lucru, pentru că doar așa vom învinge pandemia. Deci dacă pentru asta va trebui să lucrăm în timpul nopții, sunt sigur că se vor găsi destui oameni care să vrea să facă lucrul ăsta pentru a învinge această pandemie. Deci răspunsul este da, dacă va trebui, cred că se poate pune problema și așa. Bună seara, Janina Vatkovici, România TV. Pentru că vorbeați despre această dorință de a vaccina cât mai repede, există posibilitatea, sau cel puțin ați luat-o în calcul, de o devansare în sensul în care cea de-a treia etapă a campaniei de vaccinare să înceapă mai devreme, de luna aprilie, un termen avansat? Suntem în acest moment în etapa a doua. Nu totul merge perfect, mai avem lucruri de învățat, sunt lecții de învățat, sunt lucruri de pus la punct. Depinde de o eventuală devansare a etapei a treia, depinde foarte mult de felul în care funcționează mai departe procesul de vaccinare, dar mai presus de toate depinde de numărul de vaccinuri pe care le vom avea disponibile. Vă precizez însă încă o dată că dacă în categoria a doua avem cele trei subcategorii, în etapa a doua avem cele trei categorii de persoane vulnerabile, precum persoanele vârstnice și persoanele cu boli cronice și pe lângă ei avem persoanele esențiale, în etapa a treia avem persoane mai puțin vulnerabile. Ca ministru al sănătății am datoria să mă îngrijesc în primul rând de persoanele vulnerabile și dincolo de asta am nevoia să protejez, am datoria să protejez sistemul sanitar. 9 din 10 oameni care ajung în spital sunt vârstnici. Avem nevoie să vaccinăm în primul rând vârstnicii și bolnavii, înainte de orice altceva. Deci în momentul acesta nu exclud o devansare a etapei a treia, dar haideți să păstrăm prioritățile. Și pentru că vorbeați despre această ordonanță pe care o pregătiți pentru săptămâna următoare, când am putea vorbi despre o extindere a campaniei, a celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare, acolo ar putea să intre și rudele medicilor, cei care locuiesc în casă cu medicii care au fost vaccinați în prima etapă? Rudele medicilor se califică dacă sunt vârstnice, respectiv dacă au o boală cronică. Dacă nu sunt vârstnice sau nu au o boală cronică, respectiv nu intră în categoriile definite drept esențiale, atunci nu voi face parte din etapa a doua. Și dacă mai permiteți o întrebare, în forma inițială a ordonanței de urgență, sumele pe care le-ați prezentat referitor la plata personalului medical erau puțin mai mari, într-adevăr, o diferență de 5 lei. Care a fost motivul pentru care ați optat pentru această sumă, cei drept mai mică? Mulțumesc. Rațiuni bugetare, strict rațiuni bugetare. Bugetul României în acest an va fi unul greu de pus cap la cap. Asta știm cu toții. Nu doar noi cetățenii am avut de suferit în această perioadă, ci și economia, deci și veniturile bugetare. Lucrurile sunt destul de dificile și cred că am atins un compromis care, pe mine ca ministru al sănătății și ca reprezentant al corpului profesional al medicilor, cred că mi se pare rezonabil. Cred că avem un compromis rezonabil. Ria Nicola, Quick News. Care este poziția Ministerului Sănătății față de medicii care anunță că vor refuza pacienții care vor refuza să se vaccineze? Îmi cer scuze că vor medicii care vor refuza pacienții care la rândul lor refuză să se vaccineze? Da. Nu mi se pare niciun fel rezonabil. Este o libertate a pacientului dacă vrea să se vaccineze sau nu. Mai mulți medici în spațiul public au anunțat că vor să scoată după listele lor pacienți pentru că refuză să se vaccineze. Medici de familie. Mi se pare o bravadă și mi se pare că responsabilitatea noastră a tuturor, chiar dacă înțeleg frustrarea, mi se pare că responsabilitatea noastră a tuturor este să încercăm să înțelegem pe ceilalți, să le oferim informație, să le oferim din ce avem noi mai mult.
și medicii au multă înțelepciune și multă experiență de viață. Cred că mai degrabă asta este atitudinea și asta e atitudinea pe care am văzut-o la colegii mei medici, colegii mei din Ministerul Sănătății, care sunt medici și care tratează pacienți și care și asta este atitudinea pe care o admir. Una de înțelegere și una de asumarea responsabilității de informare. Ieri ați anunțat că campania de vaccinare antigripală se va extinde la toate categoriile de vârstă, la toate categoriile sociale, gratuit. Orice persoană se poate vaccina gratuit, antigripal, dacă are sau nu asigurare de sănătate? Da, orice persoană se poate vaccina antigripal, fie că are, fie că nu are asigurare de sănătate. Okay. Și aș sublinia importanța acestui lucru. Dacă cineva este îngrijorat că se va vaccina în același timp sau într-o perioadă foarte scurtă de pentru COVID-19, respectiv pentru gripă, având în vedere dozele de vaccin, dacă e o persoană de vârsta dumneavoastră, cred că nu are să-și facă prea multe griji, o să mai dureze un pic până ajunge să-și facă vaccinul COVID-19. V-aș recomanda să vă vaccinați antigripal. Larisa Bernaschi, observator Antena 1. Domnule ministru, am avea nevoie de câteva clarificări cu privire la plata medicilor. Vorbeați de medicii care fac ore suplimentare și vorbeați de niște sume. Aș vrea să vă întreb dacă aceleași sume sunt și pentru medicii care urmează să fie detașați în centrele de vaccinare. Nu. Sau dacă sumele rămân acelea pe care le știam, cu 100 de lei, 50 de lei, respectiv 25 de lei. Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. E o clarificare binevenită. Cifrele sunt acelea pe care le-am menționat mai devreme. Dacă cineva este detașat, atunci o să încaseze în continuare sumele pe care le încasa dacă nu era detașat. Adică își păstrează salariul de acolo de unde a plecat. Respectiv, dacă o unitate sanitară detașează personal în centru de vaccinare, acel personal rămâne angajat al unității sanitare. Am înțeles. Deci banii pentru personalul medical care va lucra, care va vaccina efectiv, va fi acesta pe care l-ați anunțat dumneavoastră, 90 de lei, 45 de lei și 20 de lei, dacă nu mă înșel. Da, dar vorbim de persoane care lucrează în afara programului normal de muncă. Adică dacă au un alt contract de muncă și sunt în cadrul acelui contract de muncă în timpul acelui program, atunci nu vor încasa separat aceste sume. Am înțeles. E ca și cum dumneavoastră ați fi detașat aici la guvern. Încasați în continuare sumele pe care vi le plătește angajatorul dumneavoastră. Am înțeles. Chiar dacă lucrați în altă parte. Referitor la medicii de familie, ați spus că vor fi plătiți în funcție de pacient. Pacientul trebuie să parcurgă absolut toate etapele, adică inclusiv să ajungă la vaccinare, pentru ca medicul de familie să fie plătit cu suma respectivă. Corect, corect. Este o plată pe rezultat și este un mecanism care funcționează în multe locuri din lumea asta și funcționează inclusiv în România, e adevărat, mai degrabă în mediul privat. Dar este un mecanism pe care îl încurajez în multe locuri din sistemul de sănătate. Cred că pentru noi toți, pentru societate și cred că pentru medici de asemenea, contează în primul rând rezultatul. Rezultatul în acest context este vaccinarea și mai mult decât atât, vaccinarea și monitorizarea pacientului. Dacă lucrurile astea se întâmplă, atunci evident, oamenii trebuie să-și încaseze și plata pentru acea muncă depus. Cu cât vor fi plătiți medicii de familie în cazul în care fac ei vaccinarea? Cifrele pe care vi le-am menționat mai devreme includ, eu vă mulțumesc mult pentru întrebare, cifrele pe care le-am menționat mai devreme includ procesul de vaccinare, dar acesta nu va fi posibil decât în momentul în care vom avea alte vaccinuri, altele decât cele de la Pfizer, pentru că acestea necesită un anumit regim de stocare. Moderna ar fi posibil să fie făcut și de către medici de familie? Vaccinurile de la Moderna deja sunt mai simplu de manipulat. Ar putea să intre în discuție, dar sunt alte vaccinuri pe care le așteptăm și care ar putea să schimbe jocul în mod semnificativ și ar putea să fie inoculate inclusiv în cabinetele medicilor de familie. Ați făcut un calcul de câte cadre medicale, mai exact, de câți medici, asistenți medicali și registratori aveți nevoie pentru această campanie?
contează foarte mult cum se va desfășura această campanie și mai precis cât vaccin vom avea. Dacă în acest moment avem relativ puțin vaccin disponibil, asta înseamnă că programul de lucru al unor centre de vaccinare se va restrânge și nu avem nevoie de toate cele 934 de centre de vaccinare pe care le aveam în vedere, pe care Comitetul de Coordonare le avea în vedere. Atunci când vom avea mai mult vaccin, vom deschide mai multe centre, vom crește orarul de lucru și atunci vom avea nevoie de mai mulți medici, mai mulți asistenți, mai mulți registratori. Referitor la redeschiderea școlilor, spuneați că urmează să fie testate persoane, contacții direcți ai copiilor, spre exemplu. Asta înseamnă că schimbați inclusiv definiția de caz, pentru că în acest moment definiția de caz nu permite testarea unei persoane care nu are simptome. Dacă acest lucru va fi necesar, evident că vom face acest lucru, da. Testarea va fi una rapidă cu teste antigen sau va fi una... Testarea va fi mai degrabă una rapidă cu teste antigen. În principiu. Domnule Voiculescu, dacă mai îmi permiteți o întrebare, a fost o scrisoare deschisă, trimisă de către providerii de servicii de internet către executiv, în care cereau să fie introduși în etapa a doua, pentru că spuneau aceștia, serviciile de internet stau la baza funcționării școlii online, muncii de acasă, practic societatea în stare de pandemie. Voiam să vă întreb dacă luați în calcul să introduceți și dacă nu, înseamnă că nu fac parte din meseriile vitale în perioada aceasta? Vă spuneam mai devreme că am primit multe scrisori, unele au fost chiar scrisori deschise. Cred că va trebui să limităm lista persoanelor esențiale în etapa a doua. E o vorbă în engleză, atunci când toată lumea este esențială, nimeni nu mai este esențial. Esențial în acest moment este, în primul rând, să ne vaccinăm bunicii și persoanele cu alte patologii, cu boli cronice. Bună seara, Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule ministru, cum vor face medicii de familie dovada că au vaccinat pacienții și cum vor fi verificați? Veți avea un sistem de control? Este foarte simplu. Mai întâi avem platforma de programare, unde medicii de familie vor putea demonstra că au înscris pacienții și apoi avem Registrul Electronic Național de Vaccinare, unde sunt înscriși oamenii care s-au vaccinat. Atunci când acestea două sunt puse împreună, atunci știm și cine a programat o persoană, știm și dacă acea persoană a fost vaccinată. Încă o întrebare. Pfizer a anunțat că va reduce producția. Va afecta acest lucru și România? Da, sigur. Și România va fi afectată. Livrările în următoarele 3 săptămâni vor fi micșorate. Cât de mult? Cât veți putea continua această campanie de vaccinare, etapa a doua, dacă se... Vom putea continua această campanie pentru că în acest moment avem o oarecare rezervă care pe de-o parte ne asigură acel rapel de care au nevoie cei care s-au vaccinat deja cu prima doză de vaccin. Și avem de asemenea o doză de circa 100.000 o rezervă de circa 100.000 de vaccinuri. Cu această rezervă și cu vaccinurile pe care le mai primim, putem merge mai departe. Nu la viteza pe care ne-am dorit-o, în continuare, sau menționez încă o dată, principala problemă pe care o să o avem în perioada următoare nu va fi viteza cu care vaccinăm, ci va fi numărul de vaccinuri. Și asta nu e o problemă a României, e o problemă la nivel european și la nivel global. O singură întrebare, vă rog. În o perioadă îndelungată nu s-au mai găsit în farmacie acele teste rapide, puteau fi comandate doar online. Aveți de gând să reveniți asupra deciziei și ele să fie accesibile populației? Este o discuție și este un grup de lucru în cadrul Agenției Naționale a Medicamentului care are în vedere acest lucru, da. O singură întrebare aș mai avea și eu, vă rog, dacă există un prag maxim legat de sumele pe care merg către primari pentru organizarea centrelor de vaccinare. Vor exista standarde de cost. Am văzut o estimare, e adevărat, mai veche, care avea niște sume care mă fac să cred că unii primari își imaginau că pot construi în loc de centru de vaccinare un stadion sau un cinematograf pe care să-l folosească pentru vaccinare și apoi să-l păstreze. Nu va fi cazul, vom avea niște standarde de cost și sunt sigur că toată lumea va fi, atunci când e vorba de viața oamenilor, toată lumea va fi rezonabilă. Deci vor exista standarde de cost.
Deci o sumă limită care va putea fi rambursată de către Ministerul Sănătății din bugetul de stat pentru primării și alte cam autorități. Cam care ar trebui să fie aceasta, după părerea dumneavoastră? Încă se calculează lucrul ăsta. Încercăm să găsim o formulă care să fie mulțumitoare pentru toată lumea și să meargă de la standarde minime până la standarde de oraș frumos. Iar legat de salariul minim, dacă ne puteți spune de ce s-a rediscutat astăzi această hotărâre privind salariul minim? De ce a fost necesar? Ministerul Sănătății are relativ puțin de a face cu salariul minim. A fost o discuție scurtă în guvern. Se va relua probabil la ședința următoare discuția despre salariul minim. O singură precizare, vă rog, dacă se mai poate. Coordonatorul campaniei de vaccinare spunea că vor fi 16.000 de vaccinări pe zi. Se va putea păstra această cifră dacă scade producția de vaccin? Cu cantitatea de vaccin despre care vorbim acum, despre care am aflat foarte de curând, nu avem de ce să vaccinăm 16.000 de ce să facem 16.000 de vaccinări pe zi. Probabil că va trebui redus, mă rog, adaptat la numărul de vaccinuri pe care le avem disponibile. Dar vorbim despre o scădere temporară a numărului de vaccinuri disponibile. Mulțumim. Mulțumesc frumos.